Noul monstru a venit la mine acasă! Salutare, prieteni, cu voi iarăși Motan Show, iar dacă nu vreți să vină monstrul ăsta și la voi acasă, chiar acum rupi butonul de like și abonează-te! Ok, prieteni, coborâm, acum va apărea iarăși un monstru super tare. Deci va fi giraful Melman. Ok, interesant, dar se spune că în acest episod acest Melman va muri, prieten. Cum credeți, va muri într-adevăr sau este doar o farsă? What? Liftul ăsta a căzut în gol! Oh my god. Nu aș vrea să mă aflu pe liftul ăla. Oh my god, uitați-vă! Giraful Melman ne urmărește! Ok, sper că va reuși să fugă. Haideți să scăpăm de el. Oh my gosh! Oh my gosh, prieteni, haideți să începem de la capăt. Haideți să fim prieteni! Melman! Oh my god, uitați-vă! Oh shit! Am fost prins de Melman. Ok, haide. Sper că de data aceasta reușim să fugim de Melman, guys. Ok. Nu ne urmărește nimeni. Ok, haide. Trebuie să dăm click pe butonul ăsta și să cadă liftul ăla în gol. Ok, stai. De ce nu pornește drona? Ok. Am rămas fără dronă. Doar că am primit o telecomandă nouă. Haide să deschidem ușa. Ok, acum trebuie să înceapă... Da, uitați-vă, ne urmărește giraful Melman. Ok, trebuie să fugim. Sper că de data asta băiatul va reuși. Bă, bro, haide să începem de la capăt să fim prieteni. Nenorocitule, ce ești? Ok, haide, practic am ales... Oh my god, este spatele nostru și... Oh, l-am omorât! Oh my god, l-am omorât pe giraful Melman. Oh my god. Ban ban? Ok, guys, stai, ce se întâmplă? De ce Opila Bear? Ah, am crezut că îl plutește. Ok. Era leșinată. Oh my god, ești bine? Oh my god, uitați-vă ce monstru o urmărește pe Opila. Oh my gosh. Asta este Ninja Noodles? Ok, fugi. Opila, trebuie să reușești să fugi. Oh my god. Eu spar ușile. Haide. Eu sper că Opila Birds va reuși să scape. Oh, ăsta e un alt monstru. Doamne, câți monștri e în jocul ăsta. Oh, uitați-vă cât de răpiță mișcă. Opila, haide. Haide, frate, că reușești. Haide. Oh, trebuie să ajungă la crucea aia. Și apăsăm butonul și monstrul nostru trebuie să dispară. Oh my gosh. Salutare, Jumbo Josh. Oh, nu, este un alt monstru. Oh my gosh. L-a înghițit. L-a omorât. Very nice. De nou, prieten, a murit Noodles ăsta. Ninja Noodles. Ok, uitați-vă la cine am venit acasă. La Hunter Team. Vânătorul Team. Ok, adults now. Hunter Team este aici. Am venit după tine. Oh my god, vânătorul Team. Hunter Team says one a blind. Nu trebuie să te prind, să te vede ochii mei, deoarece te voi omorâ. Nu ne uităm la el, uitați-vă. El pur și simplu pe aici călătorește. Ok. Oh my god, de unde apar toți acești monștri nebuni? Ok, trebuie să dăm click pe butoanele astea. Ok. Haide, ce trebuie să facem? Hai, făcături de Naimit K, Nightband. Deci trebuie să găsim ok, guys. Ok. Sper să supraviețuim. Să nu fim omorâți, deci trebuie să cătăm prin visarele astea. Ok, e. Ok, am găsit, uitați-vă. O altă scrisoare. Who ate all the food with pink for... Ok. Băiatul deja a citit. Oh my god, oh my god, te ascundem. Oh my god. Practic am fost găsiți, guys. Oh, uitați, vânătorul Tim nu are ochi. Ok. Oh my god. Am ieșit. Sper să nu fim, să nu ne găsească. Oh my gosh, a apărut monstrul ăsta. Doamne, cât de gigante.
Ne ascundem din nou în dulap. Oh my god. Oh, 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 shit. Am fost găsiți. Nu cred că vom reuși să supraviețuim aici. Vom fi prinși. Ne-am urcat pe scări. Oh my god. S-a luat după noi. Nu cred că vom scăpa, guys. Haide. Și opila. Oh my god. Trebuie să apăsăm toate butoanele. Ușile s-a deschis. Da. Ok, haide. Poate reușim să scăpăm de monstrul ăsta. Oh my god, ne urmește. Lan Wolf. What the fuck. El distruge toate ușile. Oh my god, ne urmărește. Haide, haide, haide că supraviețuim. Dar că ne urmărește nenorocitul ăsta. Oh my god, nemernicule, ce faci? De ce vrei să ne omori pe noi? Ce ți-am făcut, Doamne? Oh shit, am fost înghițiți. Ok, guys, acum o să trebuie să supraviețuim. Uitați, v-am găsit o piscină și trebuie colăcelul ăla să ne luptăm împotriva împotriva lui Stinger Flynn. Ok, trebuie să conectăm aici chestia aia. Ok, plecăm să conectăm. Ok, am găsit o chestie. Și ce trebuie să facem cu chestia aia? A, ăsta e un generator pentru a pompa apă în piscină, da? Da, ok, am umplut piscina aia cu apă. Și acum ce trebuie să facem? A, uitați-vă, colocelul ăsta s-a ridicat la suprafață. Ok, haide să-l luăm. Ok, oh my god! Uitați-vă, a apărut Stinger Flynn, cât de gigante. Păi și cu ochiul ăsta roș, gigant. Ok, uitați-vă, am scăpat și de el. Ok. Acum mai trebuie să mergem în camera cealaltă. Aia, ok. Trebuie să îmbrăcăm colegelul pe noi. Gata. Oh my god, uitați-vă, într-o cameră nouă este un topogan cu apă. Oh my god, vreau și eu vara și să mă dau pe topogan. Ok. Ce sunt cu tentaculele astea care ne urmăresc pe noi, Doamne, nenorocitule, de-ți par! Oh my god! Păi, lasă-o balta! Nu voi supraviețui cum scap eu de toate tentaculele astea. Ok, haide că am ajuns la, la capăt. Haide să ne urcăm acum pe marginea aia. Haide să ne urcăm. Ok, ne-am urcat. Ok, super tare, prietene, am supraviețuit de la Stinger Flynn. Ok, și ce trebuie să facem? Oh my god, acolo, acolo ăsta! Arată exact ca și Opila Birds și ce trebuie să facem? Ah, trebuie să adunăm toate... Oh my gosh! Oh my gosh, în piscina aia se ascunde Stinger Flynn. Trebuie să adunăm, guys, toate jucăriile. Ok. Oh, uitați-vă! Ne-a văzut! Și vrea să tragă cu tentacula aia. Oh. Haide, poate supraviețuim. Unde sunt păpușile astea? Trebuie să adunăm toate păpușile astea. Ok. Nu uitați, prieteni, de like și subscribe la acest video. De Jumbo Josh, Opila, au fost deja 3 jucărele adunate. A rămas Bamban și Bambalena. Da? Ok. Bamban. Și ultima jucărie, Bambalena. Oh my god, uitați-vă, Opila, Doamne, cât de ciudat arată ăsta, Stinger Flynn. Arată foarte, foarte ciudat. Oh my god, chiar în fața noastră. Stai, gata? Ah, ok, am adunat atunci toate jucăriile. Și trebuie să le... Unde să le... Ah, să le așezăm pe scaun. Ok, Opila și Capitanul Files. S-a deschis o ușă și înăuntru era un card. Ok. Oh my god, uitați-vă în spate cine a ieșit. Stinger Flynn. Oh nu, vrea să ne ia cu el. Oh shit. Oh my god, stai. Oh my god, a început să tragă în noi cu tentaculele alea. Ok, trebuie să supraviețuim. Trebuie să luptăm împotriva lui Stinger Flynn, guys. Stai. Asta ce e? O roată și ce face roata aia? Ok, haide să o rotim. Oh my god, uitați-vă, ne urmărește. Oh, a lovit cu tentacula. Ok.
Deci am rotit roata aia și ce în continuare trebuie să facem? Oh my gosh. A, uitați-vă, mai e o altă roată. O rotim și pe aia. Gata. Gata, le-am... Oh, shit, a aruncat scara aia în noi. Ok. Mai e o altă roată. A, trebuie, uitați-vă, să le conectăm la... Să fie exact, da, uitați-vă. Țeavă în țeavă să fie. Ok, le-am conectat pe... Wow, wow, stai, ce se întâmplă? Stai, ce? Oh my god, a apărut un colac care l-a... Subt? Colacul l-a subt pe tot sau ăla a fost... Ce a fost aia? Doamne! Deci bine că am supraviețuit, prete. Aia m-a... Wow, stai, o altă piscină? Ok, câte piscine aici, doamne? Putem găsi... Ok, generatorul este o altă cameră, acum trebuie să ne urcăm. Oh my god. Și ce trebuie să sărim? Ah, nu, uitați-vă, cu drona trebuie să apăsăm pe butonul ăla. Ah, și să mergem în partea cealaltă. Ok. Doamne, ce dronă stupidă. Acum toate dronele sunt sai, știți, orice lucru acum se vinde că este foarte inteligent. Scaun inteligent, ceainic inteligent, aspirator inteligent, totul este inteligent, chiar și mouse-ul meu este inteligent, are Bluetooth, deja este inteligent. Ok, prieteni, rămânem cu inteligența noastră și continuăm, oh my god, stai, ce, unde am apărut, oh my god, uitați-vă cine este Bambalena, stai, ne cheamă după ea, ce găgică, oh, ce vrei să faci cu mine, ți-a plăcut de mine? Vrei să fim prieteni? Vrei să fiu, să-ți fiu iubitul tău? Oh my gosh! Oh my gosh, cât de ciudat arată Bambalena! Ok, Bambalena. Nu, Bambalena arăți foarte ciudat. Plus, la toate ești prietena a lui Bamban. Șeful... Oh my god, uitați-vă cât de ciudat umblă. Stai! Este la baie? Ce cu faianța aia? Ok. Oh, nu, Bambalena, ai grijă. Oh my gosh. Mersi, Bambalena, pentru telecomanda nouă. Doar că ai fost înghițită de Stinger Flynn. Eu am crezut că l-am omorât pe Stinger Flynn. Ok. Nu-mi pasă. Ai grijă, cum s-ar spune. Asta este... Asta, Stinger Flynn cu inteligență. Ok, uitați-vă, am deja două drone și ce trebuie să facem cu dronele alea? Ah, uitați-vă, sus pe chestiile alea sunt baloane, niște mingi de fier. Ok. Oh my god, cum comentam, trebuie să le dau pe ambele jos. Ok. Am înțeles, s-a deschis ușa. Doamne, Bambalena a murit, Stinger Flynn practic l-am omorât. Ok, cine va fi următorul? Nu vrea pe nimeni să omor, doar că așa se întâmplă. Ce am eu? Am nimic. Sunt pur și simplu foarte chipeș și gata. Wow, uitați-vă, am dat de o cameră unde sunt toți capitanii Files. Capitanilor, ce faceți? Ok, bun! Prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să rupeți butonul de like, să vă abonați și desigur să distribuiți acest video la toți prietenii. Pa, pa la toți!